acest stare? Care e subiectul? Împotriva homosexualiștilor. Aha, și ce vă deranjează? Care e anumit problema? Dar și dumneavoastră v-a deranjat? Nu, nu, spuneți în general care e tema. Nu vrem ca fii pici. Și să nu arăte la filmul. A, sunteți împotriva difuzării filmului, da? Da. Am înțeles. De ce? Vedeți, mă duc, da, îți spune ce faci. Du-te acasă. Ești neapăsat. Aurel Băieșu, nu știu. Am înțeles că aveți ceva. Noi suntem credincioși care am înaintat la domnul președinte prin cancelarie 250. Probabil cancelarea nu lucrează. De aceea noi am zis că vrem să-i rămânăm personal domnului președinte, pentru că suntem siguri că dumnealui o să facă ce trebuie, pentru că e răspunzător de toată țara. Da, și cu noi, și noi l-am ales. Așa. Știm, atunci tot știm. Este Dumnezeu, înțelegeți neamul ce vă prepar. Căci cu noi este Dumnezeu. De ce protestați aici? Întreabă-mi pe mine. Da. Păi vreau să suntem și trebuie. Întreabă-mi pe mine. Ca să nu fie normalitatea păcatului promovată. Atât, da? Doar atât. De ce spuneți acolo că televiziunea Moldova 1 este... Pentru că sub presiunea voastră... A cui e voastră? A voastră care reprezentați voi. Păi a luat decizia... Da, da, eu știu la ce presă. Deci... din cauza presii pro-homosexuale și a presiunilor acestea, Consiliul Observator a luat decizia de a promova respectivul film. Și cunoașteți posturi de televiziune sau presă care este pro-homosexualitate, da? Puteți spune? În cazul acesta, deja TV Moldova 1 devine pro-homosexualitate. Altceva? Altceva, nu știu. Mersi. Dar tu pentru ce ai ieșit? Eu sunt împotriva ca filmul dat să fie derulat. De ce? Deoarece ei propagă homosexualitatea.